Salut prieteni. Astăzi doresc să vă prezint acest model ajurat foarte frumos. Așa cum vedeți, se formează un păianjen. Numai că păianjenii noștri sunt foarte drăgălași. Nu sunt periculoși deloc și creează acest frumos model ajurat. Este un model care se lucrează în multiplu de 3. Și, așa cum știți, eu am pregătit din timp un multiplu de 3, care l-am pus aici pe andrele. Varianta prescurtată o să o facem: 15 ochiuri. Am montat de felul următor: primele ochiuri: 1, 2, 3 le lucrați simplu, normal. Dar următoarele trei ochiuri, 1 2 3, le lucrați împreună, de felul următor. O dată adăugăm un ochi și încă o dată. Următoarele trei ochiuri le lucrăm simplu, normal. Iar următoarele trei ochiuri le lucrăm împreună, un ochi, adăugăm un ochi, al treilea ochi și dăm drumul. Ultimele trei ochiuri le lucrăm normal. Întoarcem. Iar aici, de la un capăt la celălalt, vom lucra ochiurile pe față. Nu adăugăm și nu scădem absolut nimic. Cap, coadă. Ochiurile se lucrează pe față. Am ajuns la capăt. Lucrăm și ultimul ochi pe față. Întoarcem. Și acum, ochiurile care le-am lucrat simplu la început, le vom lucra împreună, toate trei. Exact la fel. Un ochi, adăugăm un ochi și al treilea ochi, și abia acum o să-i dăm drumul. Al treilea ochi îi dăm drumul. Acolo unde am lucrat cele trei ochiuri, împreună data trecută, acum le lucrăm simplu. În zona unde nu am lucrat trei ochiuri, lucrăm cele trei ochiuri împreună. 1, 2 și 3. Unde am lucrat ochiurile trei împreună rândul trecut, Lucrăm simplu, normal. Și la margine, ultimele trei ochiuri, le lucrăm împreună, de felul următor. Aici, pe rândul acesta, am lucrat trei ochiuri împreună. Acum, între ele, lucrăm ochiurile împreună. Deci, unul în absența celuilalt. Întoarcem, și la fel. De la un capăt la celălalt vom lucra toate ochiurile pe față. Suntem la margine, nu avem nevoie să lucrăm ochiul. Bun. Deci, toate ochiurile le lucrăm pe față. Cap. Coadă. Am ajuns la capăt. Și acum o să vă mai explic o dată. Deci unde am avut înainte nod, vom lucra simplu. Unde am lucrat simplu, vom face nod. Unde am avut un nod înainte, lucrăm simplu, unde n-am avut, facem nod. Și așa, lucrând unul în absența celuilalt, se formează frumos modelul. 1 2 3. Aici vedeți, n-am avut nod. 1 2 și 3. Aici am avut nod. Vom lucra simplu. Aici n-am avut nod, deci vom lucra toate cele 3 ochiuri împreună. 1, 2, adăugăm și ultimul îi dăm drumul și 1, 2 și 3. Uitați-vă cât de frumos și cât de ușor se formează modelul nostru păianjen. Întoarcem, mai facem un rând toate ochiurile cap-coadă vor fi lucrate pe față. Ați văzut ce frumos și drăgălaș se formează pe ingenii? Copiii adoră acest model. Totdeauna când întoarcem lucru, toate ochiurile se lucrează pe față, fără să adăugați, fără să scădeți. Tot modelul se lucrează în partea cealaltă când întoarcem lucrul. Așa, la fel. Suntem atenți. Unde am lucrat, va trebui să facem un nod. Intrăm prin cele trei ochiuri. 1 unu, adăugăm unul mai intrăm încă o dată și avem trei ochiuri. Aici unde am lucrat nod, vom lucra simplu. 1, 2, 3. Unde n-am avut nod, toate cele trei ochiuri le lucrăm împreună. Aici am avut nod, deci vom lucra ochiurile simplu, la margine n-am avut nod, vom lucra toate trei ochiurile împreună, 2 și 3. Tragem frumos de fiecare dată, după fiecare rând, să se frumese frumos modelul și uitați-vă cât de frumos se formează păianjenii noștri. Unul în absența altuia, corpul și piciorușele. Așa cum am spus, păianjeni noștri sunt drăgălași și nu sunt periculoși deloc. Doamnelor și domnilor, vă doresc o zi plăcută și vă aștept la următorul clip cu nou model interesant și ușor de executat. O zi bună să aveți!